În primul rând, doamna Udrea nu a acuzat în mod direct, ci a solicitat inspecției judiciare să facă verificări prin raportare la informațiile pe care le deținea. De ce inspecția judiciară? Pentru că pe data de 29 mai 2022 s-a depus o plângere împotriva celor patru judecători care au avut o opinie de respingerea contestației în anulare. Știți că unul dintre cei cinci a formulat o opinie separată de admiterea acesteia. Iar plângerea se referea la săvârșirea batei disciplinare de nerespectarea deciziilor CCR. Urmează ca inspecția judiciară să verifice aceste informații, s-au dat, bineînțeles, și niște direcții de verificare a acestora și se va pronunța în consecință. De aceea, nici nu au fost prezentate public numele persoanelor menționate în completarea plângerii, pentru că doamna Udrea nu vrea să afecteze reputația sau viața personală a acestor magistrați. Vă spun că eu sunt avocată doamnei Udrea doar de vreo lună de zile. Am apărat și apăr în continuare, inclusiv magistrați în alte dosare, cunosc din ambele direcții cum îi afectează astfel de acuzații, dar în același timp, dacă informațiile se verifică, atunci s-a întâmplat un lucru extrem de grav în data de 7 aprilie 2022 și nu se putea trece cu tăcere sub tăcere acest lucru. Pentru că este, vă spun, inexplicabil pentru mine, ca și pentru alți practicieni ai dreptului, cum de nu a fost respectată decizia CCR în cazul doamnei Udrea. Și nu o spun doar acum că sunt avocata doamnei Udrea, eu am scris numeroase articole juridice înainte de a o cunoaște, în care am arătat că nu se pot pune în discuție deciziile CCR, chiar și în contextul hotărârii CJUE din 21 decembrie 2021. Bineînțeles, s-au dat informațiile pe care doamna Udrea le cunoștea. Plângerea este... Profit de această oportunitate să mai spun ceva. Vă rog. Există, că a spus, bineînțeles că doamna Udrea nu avea cum să trimită această plângere la CSM, a fost semnată de mine și vă spun că este o teamă inclusiv printre avocați să semneze în reprezentarea clienților lor asemenea plângeri la inspecția judiciară, ca nu cumva judecătorii să-și amintească de ei în alte dosare sau și să se răzbune pe ei și pe clienții lor. Dar menirea avocatului nu este de a-și exercita profesia pentru a câștiga simpatia publicului sau judecătorilor, ci să apere drepturile și libertățile unei persoane, utilizând metodele puse la dispoziție de lege. Așa cum nici judecătorii nu consider că ar trebui să pronunțe hotărâri judecătorești pentru a câștiga în vreo fel simpatia publicului. De aceea m-am ținut să subliniez acest aspect, pentru că, vă spun, am ascultat multe păreri ale colegilor mei și această teamă evidentă de a semna astfel de plângeri, deși este clar că ei l-au pregătit, dar pun clienții să semneze pentru că este o teamă evidentă ca nu cumva să existe vreo formă de răzbunare din partea judecătorilor. Nu au de ce. Sunt niște sesizări care sunt făcute, este un drept al cetățeanului să sesizeze... anumite abuzuri, anumite ce consideră el și organele să verifice aceste aspecte, așa cum se face și în cazul oricărei alte plângeri la parchet, la plângeri administrative și așa mai departe. În cazul de față este o plângere administrativă, v-a spus, în completarea plângerii depuse inițial, pentru că aceste informații cumva schimbă puțin și direcția cercetării din partea inspecției judiciare, urmează ca persoanele să fie audiate. Dacă nu se verifică, ar fi extraordinar, că înseamnă că nu s-au întâmplat fapte mai grave, ci există doar o abatere disciplinară a acestora. Dacă se verifică, inspecția judiciară are posibilitatea să sesizeze organele competente, să se facă verificări mai departe și... Deci este pur și simplu un drept exercitat de către doamna Udrea și nu cred că ar trebui să deranjeze pe cineva, mai ales că v-am spus. De aceea nici nu au fost date numele persoanelor implicate, pentru că nu se dorește afectarea reputației în vreun fel a acestor magistrați. Sperăm să nu se verifice informațiile, dar doamna Udrea, vă spun sincer, este sigură de 100% aceste... sigură de sursele dumneaei. Da. Și de ce, aveți idee de ce inițial vineri, când a ieșit, a spus doi judecători, iar apoi în plângerea, de ce ați luat decizia să scrieți cel puțin unul? Pentru că, informațiile știți foarte bine, dacă nu ai fost acolo prezent, ca să poți să-i numeri tu și să vezi exact cum s-au întâmplat lucrurile și ai doar informații din
într-o sursă externă, este greu să poți să afirm cu certitudine acest lucru. De aceea, cred că inspecția judiciară are instrumentele să verifice aceste informații pe care le are și le-a primit doamna Udrea și să vadă exact. E un judecător, sunt doi, sunt trei, sunt... Deci exact cine a fost implicat în această chestiune. Dacă ea a existat. V-am spus, normal... Stați puțin că, n-o să credeți, dar domnul general Cristian Barbu nu este interesat numai de război, este interesat și de acest caz. Voia să-i adresați o întrebare doamnei avocat? Da, voiam să o întreb dacă a reușit să vorbească cu vreunul dintre judecători. Cine, eu? Da. Nu, vă dați seama. Nici nu a încercat. Am înțeles. Nici nu a încercat. Nu. Deci ați depus o plângere dintr-o anumită viziune. Am înțeles. Numele clientei dumneavoastră. Am înțeles. Am crezut că ați apucat să vorbiți cu vreun judecător și care v-a și confirmat această situație. Vă mulțumesc. Nu. Eu nu fac administrarea probelor și nu discut. Am întrebat doar așa, dacă v-ați întâlnit pe drum de seară. Nu, în niciun caz. Nu, chiar nu prea. Nu practic asemenea. Vă mulțumesc foarte mult, doamna avocat.